Bun. Deci am postat pe story să facem un Q&A legat de relația noastră și care este situația acum, având în vedere că ultima a fost făcut exact acum un an. Înainte să îl avem pe, exact, pe Leo sau după? Leo. A, înainte? Da. Super tare. Așa că bine v-am găsit. O să dezvăluim multe sau nu știu ce ne va zice Max, ce voi zice și eu. Hai să începem. Încep cu prima întrebare. Aceasta fiind, cum va schimba dinamica relației copiii? Cum v-a schimbat? Și răspunde sau tu? Începe tu. Domnișoarele primele. Serios? Da. De ce? Hai, ești emoționat de început? A schimbat-o pe foarte multe planuri. Mi-e foarte greu să dau un răspuns scurt la subiect. Adică a schimbat-o în primul rând pe plan profesional. Faptul că eu am început să grind, trag mai tare, exact cumva, fiindcă tu trebuie să, adică nu trebuie, fiindcă tu vrei să stai mai mult cu el și să te ocupi mai mult, ești mult mai implicată în creșterea lui. Apoi a schimbat-o pe plan a nostru, fiindcă nu mai avem chiar atât de mult timp împreună, câteodată ne e dor și când stăm împreună unul de altul. Să fim mai mult. Da, ne e dor de, exact, ne e dor de timpul nostru, doar a nostru, pentru că împreună mergem la film sau în oraș și wow, super tare, avem amândoi puțin în stomac aproape. Ce drăguț! Ok, tu? Sau răspunde la întrebare și tu la întrebare. Eu cred că putem să facem cum simțim, dacă vrem să adăugăm ceva. Nu, eu zic că în mare parte cam ai dreptate, cam asta e situația, dar totuși nu e atât de rău cum aș fi crezut că poate să fie. Da, nu, clar. Adică când despre toată lumea online sau așa se prinde că e mult mai grav. Poftim? Se prinde că e mult mai grav. Deși stai, noi avem ajutor. Da, noi avem ajutor. Noi avem ajutor. Asta e partea bună. Dar mă refer când zice toată lumea o să faci copii și o să strici relația sau după, știi că estimările de divorț zic că sunt primii 2 ani de la primul copil. Mm-hmm. Atunci cele mai multe divorțuri. Și a trecut un an și un pic și noi mai facem altul. Adică nu, dacă era atât de rău, nu cred că nu cred că aveam asta în cap. Credeți că e un avantaj să fiți părinți tineri? Categoric. Și eu zic la fel. Stai, depinde. Pe plan de carieră te poate trage puțin în jos. A postat, iarăși uit numele, tipul care a fondat Ethereum. Vitalik Buterin. Vitalik Buterin pe Twitter. O statistică și a fost foarte interesantă de urmărit, fiindcă zicea acolo cum practic e un gap de 2 ani în care femeile, de asta nu avansează atât de mult ca și bărbații în carieră, fiindcă minim 2 ani, cred că pe copil, poate la asta se referă, fiindcă ele stau acasă și chiar dacă fizic poate ai ajutor, tot ești luat. Ești cu gândul în altă parte. Exact, nu te poți concentra pe ceea ce urmează să faci. Sau, nu știu, cel puțin vorbesc din perspectiva mea, mie mi-este foarte greu acum să fiu atât de implicat pe business cum sunt pe family. Da, și e și fiziologic. Aveți hormone, aveți o groază de instincte care încep să se aprindă mult mai puternic. Și care vrem să le direcționăm pe o parte, exact, când vedem că totul este în regulă. Deci cumva e un avantaj, doar dacă cumva ești stabilit financiar. Și că e un avantaj sufletește, dar nu neapărat un avantaj profesional. E un avantaj că ai de trăit mai mult pe pământul ăsta în copiii tăi. Da, exact. Dacă pe carieră cumva nu ești rezolvat, asta poate să fie un dezavantaj. Da, exact. În ce țară ați vrea să vă stabiliți când Leo va crește mai mare? Worldwide. Tu zici asta. Eu aș spune că până acum niciodată nu mă gândeam că aș fi plecat din România și eram așa de sigură că voi rămâne în România pentru tot restul vieții. Recunosc că acum mă gândesc din punct de vedere al sistemului educațional sau de sănătate sau așa, că poate aș alege o altă țară pentru el mai încolo, dar încă avem nimic stabilit și este doar o idee. Depinde de vă duce viața. Da. Cum reușiți să gestionați stresul din relație? Există așa ceva la voi? Stresul din relație? Nu cred. Nu crezi că există stres? Nu. Câteodată te mai îndoiești de mine, dar în rest nu. Și destresezi. Asta da, dar în rest nu există stres. Știi, și punem acum întrebarea. Dacă aș da o notă la relația noastră, eu aș spune că, din toate punctele de vedere momentan, mă simt atât de împlinită să spun una pe inima 10. Tu? Pe sincer. Da, nouă. Și de ce? Fiindcă te stresezi. Și toată mă bat la cap. Exact, te bat la cap. Te stresezi. Da, mai ales acum în ultimul timp te-am mai stresat. Fiindcă a început instinctul ăla matern să intre în mine. Da, ideea e că sunt foarte pasionat de NFT-uri și ei nu-l prepac NFT-urile și nu știa dacă o să fac ceva cu ele, dar s-a adevărit să fac ceva cu ele.
Nu, n-am nicio problemă cu NFT-urile, ci doar cu ideea că atâta timp cât avem un copil și mai vine un copil pe drum, să-mi dai mai mult senzația de siguranță și să riști un lor mai puțin. Da, mai puțin. Mie îmi place să risc. Îi place foarte mult să risc. Asta. Și riscă cu sume mari de bani și riscă și eu sunt acolo în spate, tremur toate și sper că totul va fi bine. Da. Dar în rest, eu nu am alt stres, doar stresul ăsta. Da, eu sunt stresul, am înțeles. Tu ești stresul ăsta și eu te stresez pe tine, deci doar pe partea asta. Înțelegerea în cuplu vine de la sine sau trebuie să te schimbi pentru acea persoană? Mi se pare că te schimbi orice ar fi, în fiecare zi te schimbi. Ca și om, dacă nu te schimbi, stagnezi. Oricum ești într-o continuă schimbare. Asta spun, oricum ești într-o continuă schimbare. Ideea e dacă vrei, adică iubești atât de mult persoana de lângă cât să te schimbi după ea câteodată, sau vrei să pui ego în față, să pui piciorul în ușă și să zici, bă, nu, faci ca mine, sau n-am chef să fac ca tine, sau știi. Dacă aș lua și, de exemplu, limbajele iubirii, aș considera că chiar dacă tu nu ai un anumit limbaj, adică noi avem limbaje diferite și ne cunoaștem limbajele, cumva te schimbi puțin ca să te adaptezi la persoana respectivă. Asta nu înseamnă neapărat că faci un compromis, dar înțelegi. Te adaptezi. Da, te adaptezi. Asta e cuvântul. Trebuie să te adaptezi. Adică, știa că mergi, nu știu, mergi la facultate, mergi într-un mediu nou, ieși în societate. Trebuie cred, să te adaptezi puțin. Pentru a fi plăcut și pentru a fi da, acum e să nu dai în partea alată în care uiți de tine, știi, cum ajutezi oamenilor când ești în societate, știi. Și nu mai ești autentic. Exact, și nu mai ești autentic. Dar în relație trebuie să... N-ai cum să te prefaci. Exact, atâta timp cât ești autentic. Toată viața. Exact. Ești autentic și știi că o faci persoana de lângă să se simtă bine, eu zic că totul merge bine. E că uite, eu sunt autentic, știi? Câteodată mai stresez, dar în 90% din cazuri știu că niciun alt bărbat poate să te face să te simți și cum te simți. Te fac eu să te simți, știi? Foarte sigur pe tine. Poate 99%, nu 90%. 99% sigur că niciun bărbat nu mă face să mă simt cum o da, faci tu, că deja te cunosc de 5 ani de zile, n-are cum nimeni să vină să, știi, să înlocuiască aia 5 ani de zile. Adică eu am, ca și cum să zicem, tu ești un domeniu, o profesie, dau un exemplu, da? Și eu lucrez la profesia asta, la domeniul ăsta de 5 ani de zile. Știu tot despre această profesie, n-are cum nimeni și profesia asta e unică. Nu mai există o profesie ca tine, să zicem, știi, în lumea asta. N-are cum cineva să vină. Știi? Și dacă e mai talentat. N-are cum. N-are cum, fiindcă tu ai mai multă experiență. N-are cum, exact. Și atât timp când nu ignor, știi? Și mă ghidez după cea experiență. Ok. Îmi plac răspunsurile tale. Am dat un exemplu cam absurd, dar am uitat acum pe loc, mi s-a părut interesant. Nu, interesantă comparație pe care ai făcut-o. Poate nu se poate justifica exact în felul ăla, dar... E vorba că ne învățăm unul pe celălalt. Că și noi nu suntem pasivi. Noi suntem pasivi în relație. Suntem activi. Despre asta vorbesc. Adică n-am strâns o experiență de 5 ani de zile pasivă. Adică noi e un activ la care am construit plecăm în fiecare la lucru zi. Și întoarcem seara și vorbim 15 minute. La noi totul, fiecare problemă, să o rezolvăm, să discutăm și faptul că suntem deja de 5 ani împreună și am învățat atât de multe chestii împreună, cumva Max zicea că noi vorbim despre foarte multe chestii și super deschis. Ce s-ar întâmpla dacă? Și ziceam pe la 35 și 40 și zicea, ai luat de la capăt? Răspunsul lui Max a fost că... Eu nu mai știu ce am zis. Că dacă ai luat de la capăt, dacă ai luat de la capăt atât de ușor și tu erai gen, nu după ce am tras atât de mult și am muncit atât de mult la o chestie, cumva. Da, investești. Investești mult timp, clădești. Energie și după aceea e mult mai greu să iei de la zero ca să fie același lucru cu altă persoană. Cred. N-am ajuns acolo, nu știu. Să nu ajungem. Da, vedem. Unde vă vedeți peste 6 ani? Hai să zic eu. Deși poate aveam altă viziune, m-aș vedea acum cu 2, maxim 3 copii. Nu știu dacă 3, dar vedem după ce va ieși bebe 2. Mă văd în România cumva stabilită, dar mă văd să avem o casă și altundeva. Da, pe alt continent. Și casa pe care am avea-o altundeva aș vedea undeva la plajă. Ok. Iar tu cred că ai fi poate prin același domeniu. Eu care refer... domeniu? Adică domeniul care e acum. Încep să înveți și să... Adică încep să înveți. Înveți pe alții. Păi sunt mai multe domenii. În general, partea asta de cripto și NFT-uri și tot Web3-ul care se dezvoltă. Pretty much. Ai fi pe partea asta și poate eu mai mult spre partea artistică, adică creativă, nu știu. Asta am simțit să spun, zi.
Sunt super. Eu, nu știu, nu pot să zic. Mă limitez, dacă le zice. Te limitezi? Da, simt că mă limitez. Poate tu în 6 ani o să ai doar o casă, pe acolo poți să ai 2 sau 3. Știu, dar eu am zis din perspectiva mea, poate tu fii acolo, că aveți 10 case. Nu pot să zic. Eu n-am limite, în general, mă cunoști. Și atunci mi-e greu să spun unde aș fi peste 6 ani, știi? Unde se dorești să fii? Sunt atât de bine în prezent. Sunt atât de bine eu cu mine. Da, și da, în schimb, am în prezent și... eu sunt mult mai... cu nu cerută, pot să zic satisfăcută mulțumită. Sunt mult mai this is enough, ceea ce avem față de tu, care ești genul, tocmai, asta zic, eu vreau tot. Păi da, știu, de asta mă gândeam că poate... În șase ani vreau să am tot. Asta e o întrebare pentru mine, dacă o să aleg să nasc din nou la Armonia, pe BB2, da, și cu tine. Mai, poți mai fi acolo? Da, normal. Adică, pentru mine, faptul că a fost Max a fost... Nu ar fi fost. Dacă n-ai fi fost tu, n-aș fi născut natural, n-aș fi fost atât de bine nici în locație. Nu aș fi vrut să fac pe BB atât de repede, atât de repede, fiindcă... Mi-ar fost frică, cred. A fost suport, a fost susținere. N-aș fi simțit susținerea din partea ta. Deci, abia aștept să mai trecem încă o dată prin treaba asta. Nu pot să zic o să-mi facă plăcere, că nu-ți face plăcere. Îți face după, momentele de după. Da, dar... tot o viață. Amintirile și experiența pe care ți-o amintești după, da, ui... incredibilă. Perioada aia, ui... grea. Sper să fie mai scurtă măcar. Am aflat sexul bebelușului? Da. Dar poți să nu secret încă. Nu, de ce? Hai să zicem. Nu, eu nu mă simt. Ce zici că poate să fie 10 variante? Nu, bă, știu, poate să fie fetiță sau poate să fie băiețel, dar eu încă nu mă simt pregătită să spun. Ok, bine. Așa, cum știi dacă merită să luptați pentru alții sau chiar sau nu, chiar dacă vă iubiți? Cred că se referă la faptul că chiar dacă vă iubiți, de unde știi, când știi că trebuie să lupți mai mult sau să abandonezi o relație. Atâta timp cât știi că persoana de lângă te ajută în dezvoltarea ta, cred că merită luptat, știi? Indiferent cât atât te provoacă, te mai enervează, te supără. Și dacă crezi că persoana respectivă nu te mai ajută în dezvoltarea ta, atunci renunți și cauți o altă persoană care ar putea să te motiveze și să... Tu nu spui, dar a ajutat nu înseamnă doar, știi, pe plan profesional. Nu asta contează. Dacă se implică în familie, dacă te ajută cu copiii, adică gen, nu există doar pe plan profesional, știi? A, te referi pe mai multe planuri. Asta zic, pe toate planurile, 6, 7, câte ar fi. Deci nu, să ne limităm. Dacă simți că nu se mai implică nici în familie, nici pe plan spiritual, nici sufletește, nici profesional, nici nu știu, pur și simplu, într-un nu te ajută cu nimic și doar te trage în jos, atunci, știi, eu zic că nu merită luptat. Dacă vezi că e implicată... S-au implicat, exact. Da. Exact. Crezi că dacă viața voastră... Oricum nu are cum să fie pe toate planurile. Deci nu există să fii implicat pe toate planurile la fel, că n-ai cum. Cu siguranță, nu asta contează să... Și o balanță. Când eu eram mai pe partea implicată, mai partea de carieră, tu erai mult mai atent, mai romantic, mai... Da, nu despre tine, nu te simți, nu despre tine. Ești foarte bine. Nu, mă refer acum, gen, când tu ești mai implicat pe partea de carieră și pe partea asta, eu sunt. Adică am făcut un switch. Da, exact. Dar nu despre tine vorbeam. Ești implicată 1100%. Apreciez, mulțumesc. Dar ziceam, gen... Ziceam, pentru persoanele care... Nu simt susținere pe niciun plan, știi? Când ajung acasă seara și nu primesc complimente, nu primesc servicii, nu primesc susținere, suport, nimic, știi? Când ajung acasă și... Tocmai, fără să vrei, ai, din subconștientul tău, a aruncat câteva lucruri care pentru tine contează mult din limbajele iubirii. Nu. Aici nu e despre mine. Nici măcar n-am aruncat... N-ai aruncat nici măcar n-am aruncat din bajul meu. Păi și atunci și telești de ele, n-are nicio legătură. Păi nu, dar având în vedere că ai zis chestiile astea, mă gândeam că ce, ok, contează pentru tine așa de mult astea, fiindcă limba și tău. Nu, am dat niște exemple, dau niște exemple. Ok. Eu sunt extrem de bine, eu sunt cel mai fericit om de pe pământ, probabil. Super mega fericit cu viața pe care o am. Știu. Hai să vorbim obiectiv despre relația noastră. Păi da, doar că anumite persoane
Pun întrebările, de exemplu, păi asta zic eu, legate de relația noastră. De exemplu, uite, următoarea întrebare. Da, păi nu, eu răspundeam pentru ei. Ok, bine, dar unele întrebări sunt mai subiectiv puse. Putem să răspundem și și. Crezi că dacă viața voastră ar fi altfel, fără atâtea căzuri, v-ar fi afectat relația? Categoric. Și aici pot să zic eu, clar, care sunt nebunite categoric, de călători. Și care, numai la asta, să stă capul, să plecăm, să fim nomazi. Să... Bine, tu vrei puțin prea mult să călătorești. Da. Dar devine monoton. Și când ce să călătorești, ai mai mult timp cu partenerul. Mie, de exemplu, ce îmi place când călătoresc cu Max este că Max, de exemplu, când este acasă, avem o perioadă când el muncește și e normal că trebuie să facă chestia asta, când devine o altă persoană. E mult mai concentrat, e atent, e focusat pe anumite lucruri. Și când călătorim, e focusat mult mai mult pe noi și e mult mai mult în prezent și iese bărbatul alfa care rezolvă probleme și organizează lucruri și ne cară chestii și... seara zice, vă simțiți bine și totul este ok. Acasă ești safe, ești în zona de confort și cumva, chiar dacă ești oricum implicat și oricum îți simți prezența, că e totul perfect, adică nu... Așa. Da? Nu e ca și niciodată n-ar fi bine? Hai, când plecăm în vacanțe, ce mă îndrăgostesc de tine de fiecare dată. Da, mă bucur și apreciez mult, doar că nu putem numai să trăim în vacanțe. Da, știu, știu. Trebuie să și facem lucruri. Cât ziceam că plecăm pe an? Plecăm câteva luni pe an. Nu. Câte? Trei. Trei? Trei. Știu că tu vrei mai mult. Da. Ai zis că trei luni în total. Trei, patru luni pe total. Că aș fi zis șase, dar hai să zicem patru, ok. Da, pe acolo. E perfect. Cum vă organizați cu finanțele? Cine ce deține? Ce faceți dacă vă despărțiți? În primul rând, chiar dacă am conturile și eu văd banii, nu-mi place să țin banii la mine. Tot timpul n-am niciun cash la mine. Maxim am un card pe telefon și depind de Max. Dacă eu mă pierd, sunt ca și pierdută. În orice vacanță stau după Max. Deci mie nu-mi place să am bani cash, dar am carduri. Mie nu-mi place să am eu banii la mine. Nu știu, nu-mi place să responsabilitatea. Responsabilitatea? Da, să am cardurile la mine, să tot. Îmi place să-i zic, Max, hai dă-mi. Chiar dacă sunt conturile comune sau... Bine. Mm-hmm. Ce? Nimic. M-am apropiat de tine. Deci, tu le deții și ce facem dacă ne despărțim? Ce moment... să faci? Le 4.000 jumătate, ce să faci? Corect, suntem căsătoriți, adică nu e ca și când. Cum veți proceda cu educația copilor? Bună școală privată. Wow! Da. Toate. Nu știu. Cât de mult posibil. Acum că posibilități, vine... dar foarte mult vrem să implicăm noi. Exact, să fie... Adică asta ar fi cea mai bună școală privată. Să te implici tu direct copilul, fiindcă dacă ai relație bună cu el, absorbe tot ce îi spui. Asta e problema. Fiindcă puterea exemplului e cea mai importantă și tu ești un exemplu pentru el pe o anumită vârstă. Te venerează, tu ești totul pentru el. Și trebuie să profiți de acea portiță, de acea perioadă, cât de mult o ai, că după aceea devine adolescent și mare chip de tine. Și nu te mai vede ca și un zeu. Da. Și, Dar dacă tu te-ai ocupat în educația lui, în acei 7 ani de acasă, să-i oferi cât mai multe, să îi îmbogățești mintea, personalitatea, el rămâne și pleacă cu aia în viață după. Da, sunt de acord cu tine. Nu știm exact care va fi alegerea, având în vedere că vrem să rămânem în Sibiu acum, pentru o perioadă, dacă am rămâne în Sibiu, să zicem. Nici nu știu că sunt, nu știu dacă sunt școli private sau este una doar că nu este în limba germană. Eu mi-aș dori să mergem, eu și eu și Max am terminat în limba germană tot, să meargă pe limba germană și automat engleză foarte strong să engleză, știe. Engleză, vreau maxim să știe cât de bine posibil. Iar legat de bonă, cred că o să am nevoie de cineva să ne ajute când o să vină și bebe 2. E foarte important să ai problema o bonă. E foarte important. Doar că mi-aș dori când vine bebe 2 să am pe cineva care să vorbească o limbă străină. Da, sincer. Limba engleză ar fi genial să știe să vorbească limba engleză. Ca să vorbească engleză cu bună. Și dacă n-ar fi non-stop, aș vrea măcar să fie gen, nu știu, 5-6 ore pe zi, dar să vorbească la perfecție engleză. Adică la perfecție. Să vorbească super bine engleză cu copiii. Măcar să știu că, și acum o să-mi scrie în comentarii, luați-vă bună filipineză sau luați-vă. Ne-am gândit la tot felul de variante, dar momentan nu ne avantajează atât de mult varianta asta, fiindcă până încă copiii vor fi mici, chiar dacă Max zice că vom călători doar 3 luni pe an. S-ar putea poate să fie mai mult și știi că îl văd și pe el, chiar dacă spui tu dacă că dacă... Dacă anul trecut, în 2021, am călătorit undeva la 5 luni. Da, dar uite, acum
anul ăsta am călătorit mult, ne-am întors acasă de 2 săptămâni, plecăm acum în Barcelona, după aceea tu pleci în America. Suntem foarte mult timp plecați. Da, acum asta suntem da. Fără... Acum să zicem că am plecat de fiecare dată fără Leo. Adică ai plecat tu fără Leo și în Barcelona poate plecăm singur. Ne gândim la varianta asta. Dar dacă plecăm 4 luni pe an, să zicem, sau 3 luni pe an, ce faci cu persoana respectivă? O lași acasă, o iei cu tine? Nu știu. Vom vedea. Îi mai... După ce am mai primit întrebarea, cum i-ați determinat pe părinții voștri să vă accepte ideile și deciziile? Aici tu poți să răspunzi cel mai bine. Tu poți să zici la bunici. Nu cred că sunt un exemplu. Nu ești un exemplu, dar e interesant să auzi perspective diferite. Eu am făcut ce am vrut. Nimeni n-a stat în calea mea. Tu ai fost foarte rebel în general. Niciodată. Cu cât cineva s-a opus mai mult împotriva ideilor mele și ceea ce vreau să fac, cu atât m-am îndepărtat mai mult. Scurt și la obiect. Asta a fost ideea mea. M-am îndepărtat mult, mama, de familie, de tot ce seama prieteni, ca să mă pot regăsi pe mine. Să pot să-mi dau seama de ce persoană sunt, să pot să mă clădesc pe mine. Asta am văzut eu. Nu înseamnă că tot merge să fac asta. Eu cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, asta s-a întâmplat la mine, atunci când tu ești cât de cât stabil financiar și poți să iei decizii, de exemplu, plec de acasă, mă mut în chirie, știi? Adică îmi pot să am eu la 18 ani, când va fi să muncești sau poți să începi să muncești. Practic începi să muncești, că nici eu n-am trebuie să muncesc ca să exact. Plec de acasă. Nu? Când începi să muncești și atunci îți procuri tu hrana, poți să spui tu să devii independent, singur, devii independent. Atunci, clar că deciziile pe care le iei nu mai trebuie să fie atât de mult bazate pe ceea ce vor părinții tăi. Doar că eu am noroc din punctul ăsta de vedere că am o relație foarte, foarte mișto. Da, tu ai niște părinți super fain, super înțelegători, super prezenți. Și m-au lăsat să mi-au dat foarte multă libertate. Da. Și fiindcă mi-au dat foarte multă libertate, atunci am fost și foarte deschisă să mă întorc înapoi, să... Pe mine asta mă fascinează, că foarte mulți părinți, ei cred că deciziile pe care le fac ei sunt spre binele copiilor lor, dar de fapt îi trag în jos, știi? Fără să știe, fără să conștientizeze, știi? Îi descurajează să facă ceea ce vor, știi? Fiindcă nu adică, tu binele, crepești... binele pe care el... Da, el crede da, tot timpul da, da. Și binele adică, copiilor. Tu cred că ești printre foarte puțini oameni pe care am întâlnit să aibă așa părinți, știi? Înțelegător și să vadă că ceea ce tu vrei vine pentru tine, știi? Să-ți dea libertatea asta, știi? Bine, au fost mai multe lucruri, să spunem, de exemplu, pe care poate nu le-au acceptat din prima, dar și eu am fost poate așa mult mai mai insistent, aveam un temperament mai achiever, știi? Da, da, de exemplu, când am vrut să sar cu parașuta și am vrut să intru la să fac parașutiști de performanță, niciunul n-a vrut să accepte, dar după aceea când am intrat și au văzut că na, m-am descurcat de 2-3 ori până n-am început să îmi fie frică, știi, povestea e lungă, după aceea era ce, cum, acum nu termin, hai, dacă ai început, dacă nu știu ce. Când era să mă mut în aviație, erau așa puțin nesigur, deși zicea tata tot timpul, cred că ăsta ar fi un job pentru tine. Și după aceea când am vrut să renunț, la fel a fost, păi ce, de ce renunți, știi? Cred că la început, sau și când am intrat la misiunea TV, erau puțin sceptici. Cred că fiecare părinte are o anumită frică sau poate și vede copilul în un anumit loc. Și atunci când copilul ia decizii, poate e greu, poate uneori să-l încurajeze. Da, cred că cel mai important e să lași să ia deciziile care vrea. Și să-l susții chiar dacă exact. Deciziile lui nu sunt neapărat și lucrurile pe care tu le consideri că sunt mai... Dacă știi că ți-ai făcut treaba în acei 7 ani de acasă, știi, chestia aia trebuie să se vadă și peste 20 de ani. Mi se pare că un părinte, la fel ca și un prieten, ar trebui să fie acolo pentru tine. Chiar dacă uneori tu iei deciziile greșite, când ai greșit, să te primească cu brațele deschise, să zică, ok, trecem peste împreună. Da, știi? Da. Adică te accept așa cum ești, trecem peste împreună. Că până la urmă, chiar dacă părinții spun și sunt mai înțelepți decât tine, în multe domenii acum lucrurile s-au mai schimbat, s-ar putea ca tu să nu înveți până nu faci, până nu te lovești tu de lucruri. Nimeni nu învață până nu se lovește. Da. Proverbul ăla că deștept învață din greșelile altuia e egal cu zero pentru mine. Trebuie să pleci tu și să lupți și să-i dai copilului libertate. Exact. Și cu cât îi dai mai multă libertate, cu atât cred că va veni înapoi și... Exact. Cu cât îl vei judeca și îl vei sta în spinare sau îl vei, nu știu, controla, cu atât va fi frică de tine mai mult și va vrea să plece acasă. Fiindcă exact. Eu acum am avut foarte mulți prieteni, cunoștințe, să zic așa, care zic, cum aș putea să mă mut înapoi cu părinții? Doamne, aș nebuni. Știi discuțiile. Da. Și nu mi se pare că aș avea nicio problemă. Noi luăm cu noi în vacanțe
și am mai luat apartamente împreună și stăm cu ei și e o adevărată plăcere. Ești binecuvântată pentru asta. Da, mereu apreciez și le spun. Cum vedeți voi o relație reușită? Există familii cu relații armonioase sau sunt doar clișee? Logic că există familie cu relații armonioase. Se referă, cred că poate, viziunea aia de big happy family for life. Există, da. Există. Mulți nu își doresc să, cu adevărat să călătorească. Voi ce păreri primiți de la voi ce primiți de la călătorii? Cum vă simțiți? Cred că foarte mult nu vor să călătorească fiindcă vor să stea în zona de confort. Vor să stea în confort. Vor să stea în Uber, la cafenele, restaurante, chill. Mulți ar putea zice acum, păi nu toată lumea are bani să călătorească, dar nimeni n-a pus problema să călătorești la 5 stele și poți să trăiești mult mai ieftin în Thailanda decât în București. Am postat acum un video cu cum să călătorești pe gratis și așa de multe variante la 18 ani, cu bilete gratis de trenuri, schimburi de experiență, să mergi să faci voluntariate, în care în toate poți să călătorești pe gratis. Mi se pare foarte important să călătorești cu un scop. Da. Știi? Dacă călătorești doar de dragul de a călători, sigur, e fain, cool, vezi lumea, vezi civilizații, culturi, dar e fain să călătorești cu un scop. Oamenii călătoresc doar că vor să meargă într-o vacanță, să stea cu burta la soare, probabil, nu știu, mă așteptat. Fiindcă, și stai o secundă. E cool, fiindcă au nevoie de pauză de la job. Exact, vorbim de perspective dar diferite. Dar părerea mea este că trebuie când aud să vacanța. Nu te oprești să te descoperi pe tine. Fiindcă nu există, gata, m-am descoperit pe mine. Nu, ești într-o continuă schimbare. Da, trebuie să te descoperi pe tine, trebuie să-ți dai seama de abilitățile tale, de skill-urile tale, de cine ești tu. Max de acum nu mai e la fel cu Max de acum un an. Era un citat, niciodată nu o să vezi același loc de două ori, fiindcă nici locul nu e la fel și nici tu nu mai ești la fel. Și la fel motto pe care eu îl am și citat pe care îl zic foarte des, că azi să fii mai bună decât ieri și mâine să fii mai bună decât azi. Adică, practic, să fii într-o continuă schimbare. Da, și călătorii te ajută la asta. Te ajută. Te scoate din zona de confort în care ești, în care bula aia care ți-ai creat-o și îți dă altă perspectivă asupra vieții. E bine timpul, dacă viața e așa, ca un cerc de genul acesta, e bine timpul tu să vezi din perspectiva asta, după aceea să te moți în partea asta altă, să vezi de aici, după aceea să vezi de aici, să vezi din cât mai multe unghiuri, fiindcă așa poți să înțelegi cât de mult posibil. Și cu cât o înțelegi mai bine, cu atât poți să win in life mai bine. Mie mi se pare că în comparație cu mulți oameni, da, am călătorit mult, dar dacă stau să analizez cât am văzut din lumea asta, mi se pare că n-am călătorit deloc. De 40-50 de țări am văzut. N-am văzut chiar. 50 de țări. Puțin, oricum, când te gândești că sunt... Da. Dar și țările alea, știi? 200 aproape. Am fost până în Thailanda, am văzut 10% din Thailanda. Da, bine, acum nu ai cum să vezi toate țările pe metru pătras, da. Dar ideea în sine să intri fiecare țară și să vezi, nu știu, proceduri, politică, reguli, culturi, tradiții, atât de multe schimbă și... Și cred că oamenii nu-și găsesc comunitatea cu care să călătorească. Ce-ai întors-o! De asta cred că conceptul pe care noi l-am creat, știi? Oamenii care vin cu noi sunt de fascinați, știi? Fiindcă eu nu astfel de călătorit. E o experiență. Călătorești cu un scop, călătorești cu niște oameni asemănători, știi? Apropo de vacanțe, putem să zicem acum pe scurt că chiar dacă ne vom opri câteva luni acum, s-ar putea la sfârșitul anului, iar anul viitor vom avea câteva vacanțe în plan foarte mișto și abia aștept să reîncepem. Oamenii așteaptă și ei, toți cei care au venit cu noi în vacanță, să lansăm anunțul. Cât de la fel sau diferiți ar trebui să fie partenerii? Mai sunt 3 întrebări. Cât de bine să înțeleg? Habar n-am. Nu-i partener să înțeleg fiindcă se completează. Adică unul are ceva ce altul nu are. Sunt complementari. Alții se înțeleg fiindcă sunt foarte asemănători. Și au non-stop discuții în comun și că din același mediu, din aceeași profesie, nu știu. Noi suntem din media asemănătoare, chiar dacă am locuit în alte orașe. Tu te-ai născut la Cluj, ai trăit la Timișoara, eu am născut la Sibiu, am trăit la Sibiu. Dar mi se pare că mediile au fost cât de cât asemănătoare. Da. În schimb, mie mi se pare că noi suntem diferiți. Total diferiți. Dar avem principii și avem valori. Avem valori. Valorile noastre sunt aceleași. Deci noi suntem total diferiți, dar avem aceleași principii și valori. Exact. Adică pentru noi contează lucrurile astea. Ne întâlnim perfect. Nu există să ne... No, să avem discuții. Adică ne completăm la diferite lucruri. Când tu, de exemplu, nu știu, când tu ești impulsiv, eu încerc să fiu echilibrată, să te calmez. Exact. Când eu... Când tu ești impulsivă, eu să la echilibrat. Da, exact. Tu vii la mine. Da. Dar important este că ne dorim aceleași lucruri. Exact. Cred că dacă
ai fi tu cu o persoană ca și tine sau aș fi eu cu o persoană ca și mine, eu n-aș putea să fiu cu o persoană ca și mine, aș nebuni. Și chestia asta am văzut-o ca și exemplu. Eu cu o persoană ca și mine aș nebuni. Da. Cum v-ați descrie unul pe celălalt într-un singur cuvânt? Cred că nu pot să, nici nu-mi trebuie 3 secunde să mă gândesc. Vizionar. Vizionar. Nici nu-mi trebuie să, într-un singur cuvânt, acum dacă vin cu mai multe cuvinte. Lady. 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 Spune atât de multe lady ca și vizionar? Pentru mine. Păi acum nu, ce să zic? No. De ce? Te-am luat prin surprindere. Am zis imediat. Nu știu, ești foarte complexă, știi, e așa din toate. Ok, mai zic 2, hai, eu îți mai zic 2. Familist. Stai, acum m-am emoționat și eu. Deși mă pot gândi la mult mai multe. Nu știu, la tine zice perseverentă și deșteaptă. Romantic. Scurcăreaț. Da, pot să fiu romantic, normal. Sunt artist, logic că pot să fiu romantic. Că vrei tot timpul să te autodepășești? Da. Asta e probabil și la tine. A durat mult până să rămâi însărcinată? Prima oară a durat vreo 4 luni și a doua oară a fost ca un glob. A fost instant. Adică dacă uitați la video acela în care am făcut, când mi-a anunțat că ești gravidă, eram super șocat. Nu mi-a venit să cred. Da, Max, era pe bune. Chiar nu-i venea să realizeze de fapt că... Fiindcă, na, s-a întâmplat așa, bam, direct, chiar din prima. A fost pe țeavă. A fost copilul pe țeavă. Da. Cred că am abordat toate subiectele din zona asta și cred că am fost destul de deschiși pe partea asta. Cred că e foarte important într-o relație să fii bine pe toate planurile. Să fii bine și pe viață bine să fii pe toate planurile. Da, mă refer în general să te rezolvi cu tine și să te iubești pe tine și spiritual și pe partea financiară e bine să fii echilibrat și pe partea și viața sexuală, consider că este foarte importantă într-o relație și nu trebuie să renunți la ea după ce ai un copil. Wow, eu cred că într-o relație cel mai mult ce contează este tu să fii bine. Dacă tu ești bine, emane asta relație. Dacă tu nu ești bine tu cu tine, relația va avea doar de suferit din cauza asta. Asta e părerea mea. Fiindcă vii și îți pui toate chestiile pe celălalt, exact. Nu? Exact. Adică eu sunt atât de bine cu mine încât, știi, pot să îndur chestii, pot să accept, pot să las de la mine, pot să, știi, nu există ce să mă deranjeze. Mă deranjează foarte puține lucruri. Fiindcă, pur și simplu, sunt fericit, sunt super împăcat cu persoana mea, cu cine sunt eu, știi? Și lucrul ăsta îmi dă posibilitatea să mai zic o chestie, oricum am terminat întrebările, doar că vreau eu să abordez subiectul acesta. Mi se pare foarte important și că noi practic acum că sunt foarte multe relații și sunt foarte multe în momentul de față distrageri care pot să te ia din relație, pot să te ia din acest familie pe care noi o creăm, parteneriat pe care îl creăm, orice. Mm-hmm. Și mi se pare că cumva e atât de important să... Nu faci tu comod cu asta? Să rămânem concentrați într-un fel, fiindcă, de exemplu, dacă eu sau tu, să spunem, am căutat atât de multe distrageri, distrageri poate să fie foarte mult de la alcool, droguri, înșelat și orice altceva, pur și simplu toată energia pe care noi am vrea să o dăm în familia noastră, în business-ul nostru, în tot ceea ce noi creăm către tine, energia bună pe care eu vreau să dau, iubirea tot, pur și simplu s-ar sfârma și s-ar împărți în diferite obiecte și s-ar duce de râpă lucrurile. Era un grafic în care explica progresul pe care îl poți face dacă te ocupi de mai multe domenii sau lucruri deodată, știi, și era așa gen, numai până aici, și tot progresul pe care îl poți face dacă te ocupi de un singur lucru. Și era, știi, gen, era dita mai Burj Khalifa, linia aia, știi, de înaltă. Ceva de genul ești în relații. Dacă concentrezi energia pe persoana de lângă și nu apărți pe persoana de lângă, n-ai cum să nu faci fericită. Nu mă trebuie să vină both ways asta. Și n-ai cum să nu creștiți împreună, că nu-i vorba doar că dacă tu ești fericit și ești împăcat, automat sunt și eu. Doar că trebuie să simți asta și de la persoana de lângă. Da. Știi, adică
we are lucky enough să simțim asta. Că suntem amândoi implicați. Da, când vedem exact. Că ceva nu-i bine, imediat exact. Intervenim și... Exact. Și am avut perioade în care... Adică noi ne zicem și la finalul zilei, gen, bă, ai stat cam mult timp pe telefon azi, știi? Că te poate deranja chestia asta, știi? Dar e un semnal pe care îl transmiți și celălalt, știi, poate să-i peste tine și să țină cont și să zic, ok, bun, acum lăsăm telefoane, hai să stăm, hai să avem o conversație, hai să ne uităm la un film împreună, hai să facem ceva împreună, știi? Sau mai puteți zice, hai, du-te, lasă-mă în pace, ce? Comentezi. Când ai de lucru, mi se pare firea și înțeleg, știi? Dar... O să se interpreteze, o să creadă lumea că eu am stat. O fost o discuție pe care el a muncit foarte mult și așa am zis, hei, hai să stăm și împreună. Da, și a fost exact. Foarte drăguț și a zis, ok, adică gata. A fost zis, ok, gata, jos, stăm împreună. Da, deci, da, într-adevăr, contează foarte mult. A fost eu care ceream timp împreună, fiindcă uneori celălalt poate să nu fie conștient de faptul că, nu știu, ți-a dat atingeri, îmbrățișări sau așa, pentru el a contat că ok, o iubesc, am arătat că o iubesc, dar pentru mine a contat gen să fim prezenți unul cu celălalt. Yeah. Poate pentru el n-a observat asta, dar m-am dus și am cerut, adică chestia asta iarăși mi se pare foarte important. Dacă ai un limbaj al iubirii și celălalt poate uită de el sau nu ține cont, este oamenii, da, și oamenii nu cer. Nu cer, asta e faza, nu se duc și cer. Întreabă și vei afla. Cere și vei primi. Exact. Așa eu mă duc și cer. Zic, hei, stai cu mine. Adică fac ca o pisică exact. De aia. Miau, am nevoie de atenție. Adică atenție. Atenția ta, nu atenție da. În general. Da. Vreau să vorbim, vreau să te aud. Și atunci, cum mă înțelegi? Și zici, ok, hai să vorbim, hai să facem. Cam astea sunt, nu? Da, cam astea sunt. Ceea ce înseamnă că va trebui să avem și timp petrecut împreună. Pentru noi doi înainte să vină bebe și de asta o să facem poate un... Mergem în bar să luăm împreună, doar noi. Zici? Da, parcă vedem că vine podcastul ăsta și face aia, plecăm, suntem cu Leo pe story. Bă, e greu să lași acasă, te simți incomplet fără copil. Adică ți-ai schimbat viața, ți-ai adaptat-o în funcție de el, a fost un proces foarte greu de adaptare după el, fiindcă ai o persoană nouă în viața ta. Și după te simți dubios dacă nu mai e lângă tine, știi? Ce greu să renunți la acel ceva care te face... Exact. Da. Și după aceea te gândești mereu la el și... Da. Hai că ne-am Da, știu. Dar cred că a fost foarte interesant. Cel puțin, dacă nu o să mă uit eu peste câțiva ani și o să-mi facă mare plăcere. Sau discuțiile astea. Așa e. Bine, mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă ați ajuns până aici, sunteți genial și mi-ar plăcea să aud și părerile voastre sau să intrați în discuții cu noi în comentarii, să spuneți, da măi, așa, ba, nu greșește și să vă aud părerile. Nu există greșește. Fiecare are viziunea lui și fiecare își... Știi, să-și exprime își duce părerile viața. Și viziunile asupra relației pe care ei o au. Pe care ei o au cu noi, să o împărtășească. Da, nu da. Pe care o au față de noi. Da, exact. Să discutăm, da. Povestim ca între prieteni. Bun. Bine, dragilor. Vă mulțumim. Bine. Și ne vedem în alte vloguri. Pa!